Tu ești pacea veșnicită, Tu Iisus, Tu Iisus. Bate vânturile, bate urle mari-am spumegată, Să-și ridice valuri cât mai sus. Dar eu știu că niciodată să mă-nfrângă n-o să poată, că-și credința mea-n tine-am pus. Tu ești veșnica lumina, Tu ești dulcea mea hoină, Tu Iisus, Tu Iisus. Fie cât de neagră noapte, cu-n spăimântătoare șoapte și prin regirele de nespus. Dar eu știu în nicio parte cel vrăjmaș n-o să mă poarte, că-și mădejdea mea în tine-am pus. Tu-mi ești sfântă bucurie, Tu ești totul pe vecie, Tu Iisus, Tu Iisus. Astăzi merg pe-a crucii cale, prin a lumea mare vale, și prin stări de umilință dus. Dar eu știu că vine, vine fericitul veșnic mâine, căci iubirea mea în tine-am pus. Cântă cu limba lui cu, cu-cu, câtă slavă Domnului, cu-cu, cu-cu. Cântă și tu limba ta Domnului spre slava sa, cântă, drag copil așa, slavă-ți cânt, slavă-ți cânt, Doamne-ți cânt și-ți voi cânta. Cântă cu-cul când slobiu, cu-cu, cu-cu, Dumnezeului cel viu, cu-cu, cu-cu. Cântă și tu, dragul meu, laudă lui Dumnezeu, cântă așa cu glasul tău, laudă, laudă, cântă-i laudă mereu. Cântă cucul neoprit, cucu, cucu, Dumnezeului slăvit, cucu, cucu. Cântă și tu glas curat pentru Domnul minunat, cântă așa neîncetat, fii-n veci, fii-n veci, Doamne-n veci fii lăudat. Gândul la tine mă face să sper, în drumul acesta ce duce la cer. Doar dorul de tine, de chipul tău blând, îmi spune mereu în curând, în curând. Doar dorul de tine, de chipul tău blând, îmi spune mereu în curând, în curând. La fața cetății odată vreau sta, acolo departe în patria ta, de dorul acesta ce mi-arde în piept. Vegheț și tresat și te-aștept, și te-aștept, de dorul acesta ce mi-arde în piept.
Veghezi și trezari și te-aștept și te-aștept. În lumea aceasta mereu călător, mă-nalt către stele cu aripi de dor. La orice lumină trezari și șoptesc, Iisuse, ce mult te iubesc, te iubesc. La orice lumină tresar și șoptesc, Iisuse, ce mult te iubesc, te iubesc. Har numai har, 23 din Sfântul Tău, Suferinții. Numai har e ființa ta, slăvit Dumnezeu, slăvit Dumnezeu. Totul e har în viața mea, și bine și greu, și bine și greu. Totul e har, totul e har, totul e har, numai har. Har, numai har, este cerul întreg, stăpân prea mărit, stăpân prea mărit. Totul e har, chiar de nu înțeleg, de tine-s iubit, de tine-s iubit. Totul e har, totul e har, totul e har, numai har. Har, numai har, este-a tău cuvânt, Părinte ceresc, Părinte ceresc, totul e har, căci prin Duhul Sfânt și mor și trăiesc, și mor și trăiesc. Totul e har, totul e har, totul e har, numai har. Har, numai har, e lucrarea ta, prea sfânt împărat, prea sfânt împărat. Totul e har, să trăiesc așa, cum tu m-ai chemat, cum tu m-ai chemat. Totul e har, totul e har, totul e har, numai har. Har, numai har, iar-ți și veșnicii, iubire și dor, iubire și dor. Totul e har, lăudat să fii, măreț Creator, măreț Creator. Totul e har, totul e har, totul e har, numai dar mult mai mult ca
Iar ei mereu,
aleg mereu. Iisuse, aleg cuvântul tău cel sfânt, căci numai el e adevărul ce-mi dă lumină lină pe pământ. Și având să pot ajunge cerul, te-aleg mereu, te-aleg mereu, Iisus Mântuitorul meu, te-aleg mereu, te-aleg mereu, Iisus te-aleg iubirea ta deja. Din tot ce lumea mi-e, ca să-mi aprind al inimii al ta, să ard acum și-n veșnicie. Mântuitorul meu, te-aleg mereu, te-aleg mereu, Iisuse, din orice te-aleg mereu, și-n orice zi te știu mai bine, căci tu ești dragul sufletului meu, altul nu vrea decât pe tine. Te-aleg mereu, te-aleg mereu, Iisus Mântuitorul meu, te-aleg. Sunt eu păzitorul fratelui meu. Și Dumnezeu a zis, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum blestemat ești tu. Izgonit din ogorul acesta, ca și-a deschis gura ca să primească din mână ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui. Iubeaș și fugar să strică pământ. Cain a zis, Domnul, pedeapsa este prea mare ca să pot suferi. Iată că tu mă izgonești de pe fața pământului. Eu va trebui să mă pun de fața ta și tu să fii și ca și să fiu pribeac și fugar pe pământ și oricine mă va găsi, mă va omorâ. Domnul a zis, nici de cum, dacă va omorâ cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de 7 ori. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain. Cain a ieșit din partea Domnului și a locuit în țara nouă, la răsărit de Eden. Cain s-a împreunat cu nevastă sau i-a rămas pe el. El a început de astfel o cetate și a fost acestui cuzet numele Enoch. Enoch a fost fratele lui Irad, Irad a fost fratele lui Mehuiael, Mehuiael a fost fratele lui Metușael și Metușael a fost fratele lui Lamech. La mic a luat două neveste, numele unei era Ada, numele celălalt era Țila. Ada născut pe Iabal, l-a fost tatăl celor de locuiesc în portul cu zedvitele. Numele fratelui era Iubal, el a fost tatăl celor ce cântă cu alăvuța și cavalul.
Ție la departe ea născut și a perturbat ca insolitor tuturor unetelor la ramuri de fier. Sura lui Tubal, Cain era Naama. La Meh a zis nevestelor sale, Ada și Țila, ascultați de la furnă. Nevestele lui la Meh, ascultați cuvântul meu. A omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar la Meh de 70 de ori, câte 7. Amin. Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul lui scris ca să înțelegem că noi așa suntem constituiți, așa suntem formați de Dumnezeu, ca să trăim împreună cu Dumnezeu într-o stare de părtășie, iar poziția omului este închinarea pe care trebuie să o aducă lui Dumnezeu. La început vedem că Cain și Abel aducă o jertfă lui Dumnezeu. Acela era felul lor de închinare. Acum nu știu mai amănunte cum le povesti părinții, dar aveau, știau cum trebuie să stea în fața lui Dumnezeu, știa cine este Dumnezeu, știa de păcatul care poate să robească omul și să îl despartă veșnic de Dumnezeu, să aducă moartea. Știau ei toate acestea, de aceea simțeau nevoia să aducă lui Dumnezeu o jertfă, adică să prezinte în fața lui cu închinare. Nu te poți prezenta în fața lui Dumnezeu oricum. Dumnezeu este Dumnezeu Sfânt, iar omul, prin amprenta păcatului, este ceea ce este. Neputința omului de a fi la statura ființei lui Dumnezeu, o simte. Dar Dumnezeu este dragoste. El acționează așa cum am văzut că a acționat la Cain. A avut răbdare cu Cain. Cain a adus o jertfă. Când cineva aduce o jertfă, Dumnezeu se uită la jertfă și se uită și la inima celui care aduce jertfă. Abel s-a pliat. Inima lui a fost pliată exact pe jertfă pe care a adus-o din animalele ce întâi născute. Deci așa după cum îi plăcea lui Dumnezeu. Cain a adus și el din ogorul lui fructele și ăsta. Nu știm cum, dar în orice caz nu a fost pliată inima lui Cain cu bucuria și cu nevoia de închinare, cu darul pe care l-a adus. Și Dumnezeu n-a putut să primească această jertfă. Nu s-a uitat cu plăcere. Și atunci sigur că mânia s-a stârnit la Cain și a zis nu-i corect. Și atunci, prin vicleșug, l-a chemat pe Abel și l-a omorât. Și când Dumnezeu îl întreabă unde este fratele tău, el răspunde cu obrăznicie. Sunt eu păzitorul fratelui meu? De ce mă întreb pe mine? Nu știa Dumnezeu unde este? Nu știa. Dumnezeu ne pune niște întrebări ca să ne învețe pe noi, să răspundem noi și să ne vedem exact așa care este poziția noastră față de cerința lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune lui Cain, dacă acționa Dumnezeu cu dreptate, trebuia să fie omorât și Cain. Dar totuși de o perioadă de timp lungă lui Cain, deci Dumnezeu dovedește har și îndurare față de un criminal. Și așteaptă, ce așteaptă Dumnezeu? Așteaptă ca omul să vină pe calea pocăinței, să zică, da, am greșit și din contra, lăsat sigur, de fapt, el fie greșire stălmăcește cuvântul Domnului. Pedeapta este prea mare pe care mi-ai dat-o. Mă izgonesc pe fața pământului, va trebui să mă ascund și să fiu pribeac. Dumnezeu nu a spus așa ceva. Și Domnul i-a spus hotărât. Un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. Dumnezeu a pus un semn, nu știu ce este semnul acela. Dar Dumnezeu își pune amprenta pe om, pe cel pe care vrea să-l mântuiască și dacă omul ascultă, omul va ajunge în binecuvântarea lui Dumnezeu și va beneficia de întreaga bogăție a harului lui. Prima dată Dumnezeu arată răbdare și harul și după aceea vine judecata. Dar judecata lui Dumnezeu nu este ceva care să fie
ca o mânie, ca cineva care pedepsește, ci pur și simplu este inima de tată care vrea pur și simplu să învețe, să îndrepte, să dirigeze copilul să meargă pe calea bună. Și cred că partea pe care Dumnezeu a făcut-o pentru Cain l-a lăsat în păcatul lui să experimenteze ceea ce înseamnă legea păcatului în viața lui. Și aceasta produce împietrire, produce răzvrătire și omul încearcă să-și facă Dumnezeu contrafăcut, să se închine și să poată să arate că se descurcă singur. Ce a făcut urmașul lui? A început să zidească o cetate. Eu i-au spus să meargă pe toată fața pământului, a început să se aturiza, a făcut și cu turnul bară. Și a pus numele Enoch, i-a pus numele lui. Deci omul îl înlocuiește pe Dumnezeu. Numele omului este mai important decât numele Dumnezeu. Pune pe ștampilă, pune pe firmă, pune pe reclame, pune acolo eu, cine sunt eu. Și Dumnezeu rămâne întotdeauna pe planul 2. Când Dumnezeu rămâne pe planul 2, un lucru nu este bine. Și Dumnezeu trebuie să fie așa cum o înțeles Abel jertfa, adică o adus ca jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui. Tot ce a fost mai bun, tot ce a fost plăcut. Când oferi ceva, trebuie să simți tu bucurie întâi și să retrăiești bucuria pe care o simte cel care primește darul. Așa ne învață Dumnezeu să dăruim și așa trebuia să procedeze și Cain. Dar păcatul a început să lucreze. Au apărut copiii și Lamech, fiul lui, mă descurc, eu sunt mai mare, sunt mai deștept și a luat două neveste și a făcut copii, chiar și numele sună Laban, Yubal, Tubal Cain și apoi începe lauda de sine, măreția. Am început să construiesc un oraș, încep să construiesc un imperiu. Vom face armele necesare cu care să ne apărăm și ne descurcăm. Iar arătăm lui Dumnezeu cine suntem noi. Așa este în gândirea omenească. Și vedem că acum a început, de fapt, ce a început acolo? A început civilizația. Au început să apară cei care cântă, lăuta și cavala. Divertismentul. A început să apară uneltele de aramă și de fier. Dar aici m-am uitat la diverse comentarii și de fapt în uneltele acestea de aramă sunt cuprinse de fapt armele prin care ei încercau să-și apere imperiul lor. Și apoi începe de fapt aroganța și lauda de sine. Și la mecție laudă neveților lui. Neveților. Lui Lamec, ascultați, uitați-vă cine sunt eu. Am omorât un om pentru rana mea. Ia un comentator, deci cineva din greșeală l-a zgâriat, l-a omorât pe om pentru rana lui și încă un tânăr pentru vânătaia lui, a fost o vânătaie. Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lamec de 70 de ori câte 7. Fiți atenți cine sunt eu. Ei, Dumnezeu ne dă o altă lege prin care noi trebuie să fim călăuziți ca să putem să trăim părtășia și viața adevărată cu Dumnezeu. Și anume, nu răzbunarea, ci iertarea. Când Petru se apropie de Domnul Iisus și spune, Doamne, dacă cineva păcătuiește împotriva mea, de câte ori să-l iert? De 7 ori? Și ce îi răspunde? Deci, nu de 7 ori, ci de 70 de ori, câte 7. Deci contracararea minții omului este gândirea lui Dumnezeu. Între timp spune că lui Adam s-a născut un alt fiu, Set, și atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Când oamenii încep să cheme numele Domnului, atunci voința omului să pliază, voința lui Dumnezeu și omul găsește cel. Îmi spunea cineva, de ce a făcut Dumnezeu omul capabil să păcătuiască și nu l-a făcut cu puterea aceasta de a
nu păcătuiesc, adică fără posibilitatea de a se păcătuiască. Pentru că Dumnezeu este dragoste și dragostea este liberă, nu este impusă, nu poți să te spui. Și ce a cunoscut acest Enoch, ce a cunoscut din ceea ce a povestit părinții lui, din revelația pe care i-a dat-o Dumnezeu, spune despre el că a umblat cu Dumnezeu și apoi nu s-a mai văzut, pentru că Dumnezeu l-a luat la el. Citeam un comentariu și spuneam cineva că a fost întrebat o fetiță care este citită această poveste. Ce înțelegi tu? Cum ai priceput tu că Enoch a fost luat cu Dumnezeu? Și fetița i-a spus ce a înțeles ea. Zice, Dumnezeu venea că îl iubea pe Enoch și pe Enoch, hai să mergem la plimbare. Și îl ducea și arăta prin pădure florile, arăta creația frumoasă și mergeau și povesteau și apoi iară se întorceau acasă. Într-o zi zice, s-au antrenat în așa de multe povestiri, au mers foarte departe. Și când și-a dat seama Enoch că vine seara să se întoarcă acasă, Dumnezeu îi spune, păi uite, suntem mai aproape de casa mea, hai să mergem la mine. Și în plin să-i dau dreptate pe tine, pentru că așa a fost. Dumnezeu l-a luat pe Enoch. Și ce s-a întâmplat? Că Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și toate întocmirile gândului din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că l-a făcut pe om și s-a mâhnit în inima lui. Dumnezeu a lăsat o perioadă de har, dar omul nu a ascultat de Dumnezeu. Omul s-a înfundat în ceea ce era gândirea lui și faptul că omul în încăpățânarea lui vrea să arate că poate să trăiască fără Dumnezeu sau așa cum a spus, să-și face Dumnezeu contrafăcuți, să închină lor, să închină la munca lui, să închină la banul lui, să închină la realizările lui, se laudă că este viteaz, că el va răzbuna pe Cain de 7 de ori de 7. Și Domnul cu durere, în inimă mâhnit, ne spune, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut. De la om până la vite, până la teritoare și până la păstările cerului, că îmi pare rău că l-am făcut pe om. Și gândirea aceasta este arătată și în Matei 24. Cu 12. Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va arăta, va fi mântuit. Apoi în Timotei 3. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, culitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, prevestitori, neînfrânați, neîmbrăziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduit de puterea. Și îndemnul este depărtează-te de asemenea oameni. Cât despre Noe, Noe era plăcut lui Dumnezeu. Noe umbla cu Dumnezeu. Nu necesitatea amănunte, cum adică umbla Noe cu Dumnezeu. Dar în toată răutatea aceea care era creată înainte de potop, oamenii aveau plăcerea să ucidă, aveau plăcerea să licia domnea peste ei, să fure, să... Nu mai exista pic de dragoste. Noe umbla cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a găsit soluția pentru noi. Evrei 11:7. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape casa, prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Deci faptul că noi am făcut o corabie, faptul că a ascultat de Dumnezeu, acțiunea aceasta zice că a osândit lumea.
Și noi am început să construiască corabia, l-a ascultat pe Dumnezeu. În jurul lui cred că era multe balciocuri, multe forțe care să-l împiedice. Dar el nu s-a lăsat, nu s-a uitat la toate acestea, ci a continuat să asculte de Dumnezeu și să facă un lucru paradoxal. Și Dumnezeu s-a ținut de cuvânt, a venit apele, întreaga omenire a perit, Noe a scăpat. După un an și ceva. Și apoi când a coborât pe pământ, Noe a zidit un altar Domnului. A luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate și a adus arderi de tot pe altar. Domnul a mirosit un miros plăcut și Domnul a zis în inima lui: nu vă mai blestema pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima lui sunt rele, din tinerețea lui, și nu vă mai lovi tot ce este viu, cum am făcut. Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul, seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Bunătatea lui Dumnezeu s-a arătat în ascultarea lui Noe. Și Noe a simțit, de fapt, când a fost salvat, a coborât din corabie, a simțit un lucru necesar, și anume a făcut un altar și a adus jertfa lui Dumnezeu, adică închinare. Omul nu poate să trăiască o viață fără să aducă închinare lui Dumnezeu. Aceasta este, de fapt, așa am fost noi creați, nu putem să facem lucrul acesta. Astfel gândim ca Tubal Cain. Dumnezeu vrea să înțelegem cine este Dumnezeu, să ne plecăm în fața Lui, să-L recunoaștem și să aducem închinare. Închinarea nu înseamnă numai că stau în poziție de genunchi. Închinarea înseamnă o viață care se pliază voința mea peste voința lui Dumnezeu și îmi găsesc plăcere de tot ce cere Dumnezeu. Și stând așa pe voința lui Dumnezeu, Dumnezeu îmi dă harul ca să pot să împlinesc năduințele noastre așa cum am cântat. Vreau să aleg mereu tot ce vrei tu, vreau să fac ceea ce îți place ție. Și Dumnezeu îți dă această putere ca să guști lucrul acesta. Și să te bucuri și să fii fericit cu Dumnezeu. Fericirea noastră atârnă de relația noastră cu Dumnezeu și de felul în care aducem închinare. Și Domnul Iisus a spus femeii: adevărate închinători sunt cei care se închină în Duh și în adevăr. Altarul pentru închinare este în casa noastră, altarul pentru închinare este în adunarea noastră. Noi avem de fiecare dată tot ce ne trebuie ca să putem să stăm în fața lui Dumnezeu, să recunoaștem și să aducem închinare. Cât înțelege? Pentru că procentual nu putem să spunem o cifră cât înțelegem, de cât s-ar putea înțelege sau cât știm de cât s-ar putea ști. Cunoaștem în parte, vedem în parte și vine o vreme când această în parte se va termina și vom vedea ceea ce n-am văzut. Noe a ascultat de Dumnezeu lucruri care nu le vedea. Erau spuse de Dumnezeu, erau rânduite de Dumnezeu și Noe nu le vedea. El a dovedit ascultare față de făgăduințele și promisiile lui Dumnezeu. Așa cere Dumnezeu ca noi să trăim viața noastră în ascultare față de toate făgăduințele, toate promisiunile lui Dumnezeu. Și dacă trăim așa, atunci noi trăim o viață fericită cu Dumnezeu și suntem o pricină de binecuvântare și pentru ceilalți din jurul nostru. Amin. Aș vrea să citim din Evrei, capitolul 11, 7 versete. Despre Moise, versetul 23 până la 29, pagina 1184. Astăzi vreau să arăt câteva gânduri ale le-aș putea numi așa. Revelarea sau arătarea crucii Domnului Iisus, lucrării crucii Domnului Iisus în viața lui Moise. Am vorbit duminicile trecute despre felul în care se vede crucea Domnului Iisus în Iov, în Ilie, în Elisei, în proroci. Și astăzi aș vrea să mă opresc la Moise, pentru că e cel mai mare proroc. Și despre el spune Dumnezeu ce vă voi
prin gura lui, spune Dumnezeu, Dumnezeu va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. De el să ascultați. Deci atunci când îl introduce pe Domnul Iisus în gândul, revelarea unsului, în istorie o face prin gura lui Moise și zice Moise despre unsul va fi ca mine. Și dacă ne uităm la semnele pe care le-a făcut Moise și la semnele pe care le-a făcut Domnul Iisus, la puterea pe care a arătat-o Moise, la puterea pe care a revelat-o Domnul Iisus, la cuvintele lui Moise și la felul cum Moise a descoperit cuvintele lui Dumnezeu și apoi la cuvintele Domnului Iisus, vedem că Domnul Iisus a fost mai mult decât Moise și mai mare decât Moise, pentru că Domnul Iisus vine și zice, ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Deci ceva mai mult, ca mine, dar despre lucrarea Domnului Iisus zice, cine nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit din poporul lui. Ziua răzbunării lui Dumnezeu încă nu a venit. Vedem în viața lui Moise lucrarea aceasta de mijlocire. Atunci când în pustie Dumnezeu a vrut să nimicească întreg poporul, Moise s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului și a zis, nu-i nimicit. Dumnezeu zice, o să fac din tine un alt neam. Și putea să fac. Și zice, nu-i nimicit. Și vedem acest lucru în viața lui David, vedem acest lucru în viața lui Iov, vedem acest lucru în viața lui Avram, lucrarea de mijlocire pentru ceilalți. Săptămâna trecută am avut o experiență. A intrat o mașină, cred că dacă ați citit pe blog, poate vă plictisesc că am scris asta. A intrat o mașină în curtea firmei și avea numărul HUR, Cluj, nu știu cât HUR. Și eu zic tare în birou, vă știți cine a fost HUR? Nu știa nimeni cine a fost HUR. Pe mine imediat când am văzut HUR, m-a dus gândul la Refidim, acolo unde se băteau cu amaleciții, că mâinile lui Moise slăbiseră și trebuia ca Aron și HUR să țină mâinile ridicate. O pildă din care învățăm că noi avem de făcut mijlociri pentru toți oamenii. Moise al nostru este Domnul Iisus Hristos. Iar mâinile slăbite, genunchii slăbănogiți, avem de ridicat și de ținut mâinile și mijlocirea aceasta a Domnului Iisus față de cei din jurul nostru, care-s gata să fie nimiciți de amaleciți, care înseamnă lingușitori. Și a intrat un băiat, un bărbat din Nicola și îl întreb tot credincios, tu știi cine a fost HUR? Și el zâmbește așa, zice, de unde să știu? Știu că ceva din Vechiul Testament, dar nu mă trebuie, că nu știu ce-a făcut. Zice, dar te asigur că 98% din biserică sunt ca mine. Și eu zic, problema e că nu te stresează. Ești fericit că ești ca ceilalți și nu te stresează. Și am spus importanța pildei și cum Dumnezeu vrea să fim învățați prin aceste lucruri. Am spus și că Dumnezeu a scris, a lăsat Biblia degeaba scrisă. Dacă tu nu consideri că este important să știi acest lucru, că nu știi, se poate întâmpla să nu știi un amănunt. Dar să-ți explici că e bine să nu știi, asta deja e grav. Viața lui Moise este o expresie, o pildă a Domnului Iisus și a crucii lui. Citim Evrei 11. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Până aici e vorba despre Moise, înainte de asta e vorba despre Iosif și după asta e vorba despre Iosua. Sunt mai multe lucruri amintite aici care ne vorbesc despre credința lui Moise și despre crucea Domnului Iisus în viața lui Moise. Crucea în viața lui Moise s-a văzut și înainte de a se naște, atunci când părinții au fost amenințați ca să-și dea copiii să-i omoare și nu i-au
nu le-au dat și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului și l-au ascuns. Crucea Domnului Iisus s-a arătat atunci când el a crescut mare și n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Atunci când refuzi în viață o slavă pământească, o cinste care ți se dă, atunci când te cheamă oamenii să te pui pe un scaun în față și tu nu vrei să te duci, atunci când nu vrei să faci parte din scala asta falsă a slavei lumii, atunci ești ca Moise și Domnul ne arată prin pilda lui Moise că noi trebuie să fim așa, să nu vrem să luăm parte la sistemul de valori al lumii. Deci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Viața de prința lui Faraon ar fi însemnat o viață de distracție, o viață de huzur, o viață de belșug, o viață de plăceri, de păcat. Și el totuși a ieșit pe la frații săi. Vom citi imediat din viața lui, pentru că a ieșit să-i vadă pe frații săi. Era prinț al Egiptului, dar avea în el un semn care l-a făcut și probabil faptul că a fost alăptat de chiar mama lui, care i-a spus că el este fiul lui Israel și avea semnul tăierii împrejur, care i-a spus și prin care s-a arătat că el este fiul al lui Avram și fiul al lui Israel. Și el socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Înaintea ochilor inimii noastre, tot timpul ni se pun aceste două valori. Una este ocara și alta este comoara Egiptului. Noi suntem înclinați să luăm comorile Egiptului sau să luăm ocara lui Hristos. Comorile Egiptului nu erau numai comori de bani și de averi. Erau valori spirituale. Erau și valori spirituale, pentru că Egiptul era plin de idoli. Egiptul era plin de temple. Egiptul era plin de închinare falsă. Era plin de vrăjitorii și de magi. Era plin de lucruri pentru care oamenii cheltuiau și își cheltuiau averea, că aveau mult mai mult decât le trebuia. Era cea mai dezvoltată civilizație din vremea aceea. Și ei aveau ce mânca. Dar ce avea un surplus? Se cheltuia pe magi, pe vrăjitori, pe idoli, pe închinare falsă. Și asta era o comoară pe care Moise a disprețuit-o. Pentru că atunci când iese, zice, a ieșit să vadă pe frații săi și citim, o să citim imediat despre el. Pe urmă, când trebuie să părăsească aceste lucruri, zice, prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit. A rămâne neclintit într-o lume în care oamenii nu numai că se clatină, ci se încovoaie și se iau calimax sub forma în care e pus. Și tot timpul umblă ca nu cumva să fie să deranjeze pe cineva, nu cumva să îl întrebe ceva, mă, de ce faci diferit, de ce nu ești ca noi, de ce faci altfel. A rămas neclintit. Încă un om care a rămas neclintit a fost Mardoheu. Alții care au rămas neclintit au fost cei trei tineri în cuptorul de foc. Un altul care a rămas neclintit a fost Daniel. Un altul a fost Ilie. Un altul a fost Elisei. Toți oamenii lui Dumnezeu care sunt profesorii noștri au rămas neclintiți. Și neclintire înseamnă să asculți de Dumnezeu. Să nu-ți pese de mânia împăratului. Să nu-ți pese de tine la urma urmei. Ce a făcut Moise mai departe? Prin credință a prăznuit el Paștele. Și a făcut stropirea sângelui pentru ca nimicitorul cel întâi născut să nu se atingă de ei. Vedeți, era o lume a celor care nu cunoșteau pe Dumnezeu, a celor care ascultau de faraonul împietrit și care făceau totul după idol și după gândul lor. Și ei își făceau viața lor. Și era lumea micuță, specială a planului lui Dumnezeu revelat lui Moise și a discuției lui Moise cu Dumnezeu. Și zice Moise, Dumnezeu lui Moise, tu du-te, fă așa, tai un miel, pune, învață pe popor să facă așa. Și ei au făcut așa. Au făcut stropirea sângelui și numai ei, toți au făcut stropirea sângelui. Și mai departe zice, prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Credință înseamnă ascultare. Și
i-a dus cumva într-o grădină botanică plină de roade, într-un Eden, Dumnezeu când i-a scos din Egipt, i-a dus într-o pustie. Și i-a ținut acolo 40 de ani, unde nu le-a dat decât ceea ce numim astăzi cuvântul său. Și Dumnezeu când ne scoate din Egiptul lumii, ne trece neapărat prin starea aceasta de pustie a inimii, în care n-ai ce iubi, ce e aici bun? Nu-s castraveți, nu e aia. Mana asta ne s-a săturat sufletul. Și totuși, exemplele acestea sunt o imagine a crucii Domnului Iisus Hristos. Pentru că dacă și noi avem ochii asintiți spre răsplătire, pironiți spre răsplătire, ca Avram, ca Moise, ca toți cei care au trăit în vechime, atunci nici noi nu ne supărăm dacă astăzi Dumnezeu nu ne răsplătește cu ce ne-am putea imagina. Pentru că s-ar putea să vină dracu sub forma unui prieten cunoscut, rudă, apropiat, ca să zică, nu, și ce ai câștigat? Cum ți-ai irosit viața? Suntem cu toții de o vârstă la care cine e vârsta totalului, când tragi linie și aduni. Ce poți să vezi în viața ta, în urma ta? Eu socotesc că pentru cineva care pleacă din țară, dintr-o țară, în altă țară, sau știe că va pleca și n-are, că țara aceea se va distruge. Important e nu ce a adunat în țara în care a fost, ci ce a trimis dincolo, în țara în care va merge. Am citit multe istorie și cred că ați citit și voi. Atunci când a venit Revoluția din Octombrie, mari moșieri și mari bogătași din Rusia au pierdut tot. Au fost câțiva care au plecat și au reușit să salveze ceva și au mai fost câțiva care au fost izgoniți înainte și și ei au pierdut tot. Dar ce fericiți au fost cei care au fost izgoniți mai dinainte, pentru că au pierdut într-un mod foarte practic. A fost un frate despre care v-am povestit, care după ce a fost izgonit din țară, i-a rămas averea în Rusia. Și scria scrisori și spunea, vindeți pământul ăla și faceți șură la fratele din satul ăla, că eu alt șură. Cumpărați o vacă la sora aia, că eu muri vaca. Și așa mai departe, așa și-o risipit ce-o avut. Zice, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte. Am citit despre bogătași români sau politicieni români, care atunci când au venit comuniștii, unul din ei, Vișoianu, care fusese ministru de externe, a fost ascuns de americani într-un avion aliat în Lada cu scule, ca să nu-l găsească soldatul rus care inspecta avionul când de ocolat de pe Băneasă. Și așa și-o salva câțiva din ei viața, dar doar viața, altceva nimic. Noi de aici, din lumea aceasta, ducem cu noi ce am adunat dincolo, strângeți-vă comori, faceți-vă rost de pungi care nu se strică, care nu se crapă, de burdufuri care nu plesnesc. Adunați-vă comori în ceruri, strângeți-vă comori în ceruri. Ce am trimis dincolo, ce am făcut dincolo? Comora aceasta prin care am îmbogățit pe mulți, asta ne se trece în contul nostru. Și neapărat numai dacă ne luăm crucea, pentru ca acest cuvânt al crucii să fie o sămânță care rodește, zice, în viață veșnică. Acum, cât privește amănuntele acestea ale vieții lui Moise și crucea Domnului Iisus în viața lui Moise, le găsim scrise și aș vrea să trec rapid prin ele de la Exodul, de la capitolul 2. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. Nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală. A pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare. Cuvântul lui Dumnezeu numește acest lucru faptul că nu s-a temut de mânia împăratului. Deci vedem, crucea Domnului Iisus este prin asumarea curajului, asumarea riscului. Părinții lui Moise și-au asumat riscul de a fi prinși. Și nu s-au temut. Prin credință, zice, a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut. Pentru că vedeau că era frumos copilul, nu s-au lăsat înspăimântați de poruncă împăratului. Hai departe. În vremea aceea, Moise, crescând mare, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, unul dintre frații lui.
S-a uitat în toate părțile și văzând că nu este nimeni, a omorât pe egiptean și l-a ascuns în nisip. A ieșit și în ziua următoare și iată că doi evrei se certau. A zis celui ce n-avea dreptate, pentru ce lovești pe semenul tău? Și omul acela a răspuns, cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omori și pe mine, cum ai omorât pe egipteanul acela? Moise s-a temut și a zis, nu mai încape îndoială că faptul este cunoscut. Faraon a aflat ce se petrecuse și căuta să-l omoare pe Moise. Dar Moise a fugit dinaintea lui Faraon și a locuit în țara Madian. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. În inima lui era dragostea pentru frații săi. Credința te face ca să iubești ce iubește Dumnezeu. Care a fost credința lui Moise? Probabil, textul scris, textul purtat din gură în gură sau poate scris pe care Dumnezeu l-a lăsat prin lui Israel și lui Iosif când a zis eu vă voi scoate afară de aici și lui Avram i-a spus veți ieși afară din Egipt. Și Moise știa că într-o zi o să iasă afară din Egipt și a rămas fidel fraților săi și a luat parte evreului. Deci în inima lui el, deși avea haină de egiptean, pentru că atunci când pleacă la Madian, fetele lui Madian se întorc la tatălui, ce un egiptean a scăpat din mâna păstorilor. Pentru că el purta haine de egiptean și toți credeau că e egiptean. Și totuși în inima lui el nu era egiptean. Contează ce ești înăuntrul tău, pe cine iubești, cu ei apărarea când se întâmplă ceva. Dacă careva din copiii lui Dumnezeu este persecutat, tu sari în apărarea lui? Sau zici, păi și ăsta nu-i ca mine, ăsta pare egiptean. Sau ăsta, uite, să certau între ei, așa le trebuie. Că s-o certate, sunt tot felul de situații în care inima noastră e pusă la încercare și dacă cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, știm să vedem unde suntem cu inima. Mai sunt locuri care ne arată amănuntul acesta pe care Dumnezeu vrea să-l vedem. Crucea Domnului Iisus în viața lui Moise. Exod 3 cu 11. Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, vei sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Moise a zis lui Dumnezeu, iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la noi. Și mă vor întreba care este numele lui. Ce voi răspunde? Moise odată a avut ca vrăjmaș, înainte să se nască, pe egiptenii care căutau să-l omoare ca și copil. Pe urmă, a avut ca vrăjmaș pe însăși frații lui, pentru că atunci când doi evrei se certau, omul zice, cine te-a pus pe tine mai mare? Nu, nu, cumva ai de gând să omor pe egiptean. Deci s-a spus și s-a arătat că el. Deci frații lui nu erau de acord cu faptul că el era judecător peste ei. Și mai departe însuși inima lui era împotriva ideii de a fi trimis de Dumnezeu să facă o slujbă. Vreau să spun că și noi găsim acești vrăjmași ai crucii lui Hristos în inima noastră. Și Apostolul Pavel zice, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Dumnezeul lor este pântecele, slava lor este în rușinea lor, și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Trei semne pe care trebuie să ne le punem și în fața noastră atunci când ne întrebăm și cugetul nostru e bine să ne întrebe. Tu nu cumva ești vrăjmaș al crucii lui Hristos? Eu nu cumva sunt vrăjmaș al crucii lui Hristos? Lumea aceasta, oamenii cu care mă împrietenesc, sunt prieteni ai crucii lui Hristos sau vrăjmași ai crucii lui Hristos? Iubesc lepădarea de sine sau le frică de lepădarea de sine, ca nu cumva să întrebe sau să iasă din tipar și să trebuiască să dea socoteală. Unul din vrăjmași este euul, sinele care nu vrea să moară. Cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Vrăjmașul acesta îl găsim în noi. Cine sunt eu? Întrebarea pe care ne-o punem noi înșine, când Dumnezeu ne cheamă și
ne reamintește în Duhul nostru această chemare. Uite, du-te în slujba mea, du-te în via mea, du-te în ogorul meu, lucrează. Și inima noastră egoistă zice, cine-s eu? Dar de ce eu? Dar de ce pe mine? Pe mine m-ai găsit. Și ping-pongul ăsta cu Dumnezeu, duelul acesta verbal, dialogul acesta care scoate în, la lumină ce era în inima lui Moise, de fapt scoate la lumină ce, era, ce este în inima noastră. Pentru că atunci când Moise este chemat de Dumnezeu ca să slujească, este o imagine a faptului că Dumnezeu când ne cheamă pe noi să slujim, găsește același lucru în noi. Și noi găsim același lucru în noi și le, parcă e o descriere a ce gândim noi când Dumnezeu ne cheamă. Vedeți, învățătura lui Dumnezeu este învățătura care duce la angajament. Și angajament înseamnă crucea lui Hristos. Angajamentul real pentru orice creștin este cine vrea să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Și răspunsul inimii noastre este cine sunt eu? Cine sunt eu ca să urmez pe Domnul? Cine mă cred eu? Poate. După ce frații lui zic, dar cine te crezi tu? Păi ajungi și tu să zici, dar cine sunt eu? Dacă frații au zis că cine mă cred eu? Madianiții cred că sunt egiptean. Dar când Dumnezeu se arată în rug și rugul nu se mistuie, când Dumnezeu vorbește cu tine față către față, când Dumnezeu vrea să fie prietenul tău, atunci cu toate împotrivirile acestea, Moise a mers prin credință. Merge mai departe. Exod 4 cu 1. Moise a răspuns și a zis, iată că n-au să mă creadă. Nici n-au să asculte de glasul meu. Ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. Domnul i-a zis, ce ai în mână? El a răspuns, un toiac. Domnul a zis, aruncă la pământ. El a aruncat la pământ și toiacul s-a prefăcut într-un șarpe. Moise fugea de el. După ce inima lui șovăie înaintea lui propunerea lui Dumnezeu de a merge să scoată pe frații lui din Egipt, vine și îi spune lui Dumnezeu, ok, hai să zic că eu te cred, dar nu o să mă creadă ei. N-are niciun rost. Și cam asta îți spune dracu atunci când vrei să urmezi pe calea îngustă a credinței. Auzi, calea asta nu duce nicăieri. N-are niciun viitor, nu te crede nimeni, nu o să te asculte nimeni, nu o să te creadă nimeni. O să vorbești degeaba. Și asta e și în inima noastră atunci când Dumnezeu ne revelează un adevăr, noi suntem de acord cu el, dar e atât de tranșant și e atât de diferit de ce cred oamenii, încât nici n-ai rost să vorbești. Pentru că tu știi cum e lumea. Ei nu o să facă așa niciodată. N-au să mă creadă și o să zică, nu ți s-a arătat, adică nu-i de la Domnul ce spui tu. Când le-am spus la colege, le-am întrebat cine-i Hur, s-a creat așa o rumoare, o stare de o foială în birou și zice, ce trebuie să știm noi cine e Hur? Până la urmă a explodat părerea. Noi putem să fim creștini și fără să știm cine e Hur. Nu o să credeți așa, că trebuie să știm tot. Adică ce bine e să fii prost, ce bine e să nu vrei să știi, ce bine e să nu spui problema. Și Moise știa ce gândeau ei. Și arată Dumnezeu semnul cu șarpele. Nu intru în acest semn, că și aici avem de învățat. Mergem mai departe. Dialogul acesta al lui Moise cu Dumnezeu, Exod 4 cu 10, Moise a zis Domnului, ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cusurul acesta nu e nici de ieri, nici de alaltieri, nici măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba mi este încurcată. Domnul i-a zis, cine a făcut gura omului și cine face pe omul mut sau surd, cu vedere sau orb, oare nu eu, Domnul? Du-te, dar eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Moise a zis, ah, Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiți. Atunci Domnul s-a mâniat pe Moise și a zis, nu-i acolo oare fratele tău, Aaron, levitul? Știu că el vorbește ușor. Iată că el însuși vine înaintea ta și când te va vedea, se va bucura în inima lui. Tu îi vei vorbi și vei pune cuvintele în gura lui. Și eu voi fi cu gura ta și cu gura lui și vă voi învăța ce veți avea de făcut. El va vorbi poporului pentru tine, îți va sluji drept gură și tu vei ține pentru el locul lui Dumnezeu. Ia în mână toiagul acesta cu care vei face semnele. Nu-i singurul loc în care Dumnezeu spune lui Moise, te voi face Dumnezeu pentru cineva. Aici îi zice, tu vei ține pentru el locul lui Dumnezeu. Și lui Moise îi zice, în alt loc, tu vei fi Dumnezeu pentru Faraon. Adică dacă eu vorbesc prin gura ta și tu spui cuvântul meu, tu ești ca Dumnezeu.
pentru omul acela, tu ești ca și când i-ar vorbi Dumnezeu. Și noi trebuie să fim conștienți de autoritatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o atunci când ne revelează cuvântul Său, cuvântul crucii Lui. Pentru că El zice, voi fi cu gura ta și cu gura Lui. Și vă voi învăța ce veți avea de făcut. Noi ne întrebăm astăzi de ce oare Dumnezeu n-a vorbit direct poporului. De ce nici măcar Moise n-a vorbit direct poporului. Adică, trec lucrurile așa. Gândurile lui Dumnezeu, din gura lui Dumnezeu, merg în gura lui Moise. Dar Moise era bâlbâit. Moise îi spune lui Aron ce să zică și Aron spune poporului. Deci o trebuie să fie încurcătura asta. Dar înainte de asta, poate ne întrebăm, și am mai spus acest lucru, de ce Moise trebuie să fie bâlbâit? De ce o ales Dumnezeu un bâlbâit? Nu putea să aleagă un orator cu vorbirea perfectă, unul plăcut, unul din ăla, care când, și când îți zâmbește prima dată, te topești. Când se uită la tine, îți place de el. Pentru că Moise trebuia să fie chipul Domnului Iisus. Înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Nu-i plăcută nici învățătura Domnului, nici cuvântul Domnului, nici mesagerii Domnului. Zgârie pe creier. Deranjează. Și dacă noi vom purta cuvântul lui Dumnezeu, să nu ne așteptăm să fim acei plăcuți, acei acceptați, acei lăicuiți, acei stimați. Pentru că Dumnezeu ne va spune niște lucruri care nouă nu ne vor plăcea să le zicem, să le facem, să le împlinim. Moise zice, nu sunt un om cu vorbirea ușoară. O altă etapă și o altă vrăjmășie față de crucea lui Hristos este când Dumnezeu ne spune să ne luăm crucea și noi explicăm lui Dumnezeu de ce nu s-o îndreptați spre persoana potrivită. Nu eu. Eu am un cusur, eu am o problemă. Nu puteai să găsești pe un altul? Și întrebarea pe care ne-o punem noi astăzi, într-o lume a pretinselor minuni, de ce nu zice, ne-a zis Moise lui Dumnezeu, dar fă-mă bine, vindecă-mă. Păi dacă o să mă vindeci, eu o să fiu extraordinar. Moise, la fel de viclean ca noi și noi ca el, în inima lui, zice, e ok că-s gângav. Ce bine că-s gângav, că folosesc bâlbii, da? Folosesc acest lucru ca un prilej ca să nu. Și noi găsim în inima noastră câte un handicap din ăsta, câte o problemă. Măi, Doamne, du-te la altul, eu am problema asta. Mai bine găsește-ți tu pe un altul care să facă treaba asta. Dar glasul conștiinței și glasul cuvântului lui Dumnezeu vine și spune, cine vrea să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să... Și de sinele ăsta o trebuie să se lepede Moise, de egoismul acesta de a-L privi pe Dumnezeu ca și unul cu care e de apucat și cu care poți negocia mă duc sau nu mă duc în lucrarea ta. Și cam acestea lucrurile mai este unul care vreau să-l citez. Când au ieșit din Egipt, Domnul a împietrit inima lui Faraon. Exod 14:8. Și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel ieșiseră gata de luptă. Egiptenii au urmărit și toți caii, carnele lui Faraon, călărețele lui și oștirea lui. I-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pi-Hahirot, față în față cu Baal Zefon. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor și au zis lui Moise, nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie, în pustiu? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, că vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustiu. Atunci când îți iei crucea și vrei să urmezi pe Domnul, ai mai mulți dușmani. Așa cum am spus, ai dușmanii din exterior, dinainte de a te naște, ai ispita comorilor Egiptului de a fi plăcut lumii și de a trăi în pofte și în plăceri, ai ispita eului tău care se sustrage explicat de la slujire și zice eu nu, și ai vrăjmășia celor apropiați care îți vor explica de ce nu-i bine să te duci pe calea asta, că e foarte mare risc. Îți vor explica de ce e mai bine să te supui și tu să fii ca toți. Numai să nu sufere ei prigonire din pricina crucii lui Hristos. Ei înșiși
vă obligă pe voi să vă dați împrejur, deci niște oameni dintre neamuri, li se explica de către creștinii iudaizatori care au fost părinții creștinismului fals de astăzi. Le explica de ce trebuie să se taie împrejur. Numai să nu sufere ei prigonirea din pricina crucii lui Hristos. Stăm în Egipt, slujim egiptenilor, rob egiptenilor. Mai bine nu ieșim cu inima noastră din Egipt, că cu inima lor tot în Egipt au rămas. Dacă mergem mai departe după ei în pustie, vom descoperi că chiar dacă nu era roadă și nu era cules și nu era semănat, ei tot vițel de aur și-au făcut idolul agriculturii, care a rămas până astăzi, vaca sfântă în India, deci un simbol al rodniciei pământului. Dar n-aveau de ce, doar că era în inima lor idolul. Și zice, nu erau oare morminte în Egipt? Lucrul acesta îl găsim în inima noastră. Atunci când vrem să ne luăm crucea, vom găsi vrăjmași. Înainte de a ne naște, vom găsi vrăjmași în euul nostru, în sinele nostru, încăpățânat. Vom găsi vrăjmași în apropiații noștri, în poporul din jur și vrăjmașii din afară, care sunt egiptenii și care sunt foarte clar. Care atunci când egiptenii atacă, cei apropiați cu noi împreună facem corp comun. Dar zice că au strigat către Domnul după ajutor. Dar către Moise nu. Pe Moise l-au văzut autorul acestei situații dezastroase. Și la Moise nu s-a dus după ajutor, la Moise s-a dus cu acuzație. Deci, din cauza asta se întâmplă. De cele mai multe ori, când îți iei crucea și vrei să mergi pe calea cea strâmtă, cei apropiați îți vor zice, tu ești problema, că ești încăpățânat, dar nu e asta calea Domnului, ci încăpățânarea ta te face să fie așa. Și citim aici așa. Nu spuneam noi în Egipt, deci au avut discuții acolo, au fost congrese, comisii, zis, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, că își vrei mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să punem în pustiu. Moise a răspuns poporului. Nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Tu ridică stoiagul, întindeți mâna spre mare și despică-o. Și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Nu s-a terminat ședința și Dumnezeu n-a lăsat să se termine ședința. Discuțiile, Dumnezeu când vede discuții din astea, zice, ce rost au discuțiile astea? Uitați ce se va întâmpla. Eu voi împietui inima egiptenilor ca să intre în mare după ei și faraon și toate astea lui, carele și căruriții lui vor face să se arate slava mea. Și vor ști și egiptenii că eu sunt Domnul când faraon, carele și căruriții lui vor face să se arate slava mea. Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor. Și stâlpul de nor, care mergea înaintea lor, și-a schimbat locul și a stat înapoi a lor. Am scris odată o postare, meditând la Dotan, la întâmplarea cu Elisei, când stăteau înconjurați de cai și de care de foc, și slujitorul omului lui Dumnezeu nu vedea mai mult. Vedea doar răul. Unde tăbăresc îngerii? Zice cuvântul lui Dumnezeu așa. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Când Dumnezeu a vorbit, următorul lucru pe care l-a făcut probabil în sfatul lui ceresc, a zis îngerului, mută-ți locul. Și s-a așezat între tabăra lui Israel și tabăra lui Faraon și stâlpul de nor zice așa și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și a schimbat locul și a stat înapoi a lor. Deci el s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. De ce nu s-au apropiat una de alta? Că n-au putut. Era o ceață, un nor, așa de întunecos, încât noaptea pentru evrei din partea din față strălucea ca ziua, pentru că era luminos norul, și pentru egipteni era întuneric. Seamănă cu Dotan. Seamănă tare bine. Doamne, lovește pe poporul acesta cu orbire. Și i-a lovit cu orbire și i-a dus până în Samaria, câțiva kilometri mai departe.
Lecția pentru noi este că crucea are glorie. Dacă suferim împreună cu El, vom fi și slăviți împreună cu El. Lecția pentru inima noastră este să ne uităm la inima lui Moise. Moise este o imagine a Domnului Isus. Viața lui Moise este o imagine a crucii lui Hristos. Și am putea numi credința în viața lui Moise, dar mai amănunțit mergem dacă numim crucea Domnului Isus în viața lui Moise. Pentru că a trebuit ca Moise să se lepede prima dată de sine. Pentru ca să poată să facă lucrarea lui Dumnezeu. Noi nu putem face lucrarea lui Dumnezeu dacă nu ne lepădăm de sinele nostru. Și învățătura crucială a creștinismului, și așa e numită, învățătura care duce la angajament, care duce la evlavie, este învățătura care duce la cruce. Fără cruce nu-i cunună, este cântare. În cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat. Este învățătura. Mă, sunt multe învățători care îți explică mântuire fără cruce. Dar mântuire fără cruce e mântuire fără slavă. Mântuire fără cruce e mântuire cu eul tău nerăstignit. Poți să mor cu el. Dar fără lepădare de sine. Noi nu vom fi plăcuți lui Dumnezeu. Nu suntem pe calea aia bună. Lepădarea de sine o vedem în viețile prorocilor, o vedem în viața lui Moise, dintre primii, când zice cuvântul mielul răstignit de la întemeierea lumii. Evreii 11 nu lasă niciun dubiu că e vorba despre Hristos, pentru că zice despre Moise, el socotea ocara lui Hristos, ocara unsului, ca mai târziu să spună un proroc ca mine, unsul care va fi ca mine. Eu am purtat ocara, el va purta ocara și urmașii lui vor purta ocara. Nu este altă cale. În lumea aceasta care îl urăște pe Dumnezeu, nu există un creștinism fără ocară și fără cruce. Ăla e fals creștinism. Nu există Hristoși aplaudați și nerăstigniți. Ăia sunt falși Hristoși. Nu există Hristoși puși în caleașcă și, sau în car de triumf și arătați, bravo ție, ești extraordinar. Ăia sunt falși Hristoși. Hristosul adevărat este și astăzi pe cruce și noi nu putem să învățăm o altă evanghelie ca să plăcem oamenilor, pentru că atunci ne asemuim cu cei despre care apostolul zice, v-am spus de multe ori și vă spun și acum, plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Să fim atenți la inima noastră, să nu ne regăsim și avem lecții atât de delicate, atât de treptate, atât de asemănătoare este atitudinea noastră cu atitudinea celor din vechime, argumentele noastre cu argumentele lor, târguielile noastre cu Dumnezeu, cu târguielile lor. Când trebuie să facem ceva în care suntem slăviți, în care ni se oferă un podium, măi, uite, meriți să te urci aici, că ai muncit. Și ce? Moise nu s-a urcat pe podium. A vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Lucrul acesta, cugetul ni-l amintește și asupra acestor lucruri, cugetul se înădușă să nu le ascultă. Noi putem da timp acestor lucruri să ne gândim la ele sau putem să le respingem și abordarea. Nici să nu ne gândim. Dar Dumnezeu vrea ca să ne reamintim de acest lucru și de aceea avem paharul și pâinea și acest simbol pe care Dumnezeu l-a lăsat să-l facem în mod repetat și îl făceau în mod repetat în primii creștini, zice, nu vreau să știu între voi altceva, zice apostolul, decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. E o mistică aici? E ceva așa ca și când zic unii, sângele Domnului Iisus să fie peste tine? Nu e o înțelegere cumva a argumentelor care stau în spatele forțelor, minții noastre care se opune să-și ia crucea. Argumentelor care ne vor face să ne luăm crucea, pentru că există o învățătură care duce la angajament. Nu e o mistică care duce la angajament. Nu o emoție așa, de acum mă hotărăsc și dintr-o dată sunt ok. Dacă nu citești cuvântul lui Dumnezeu și dacă nu e exemplu din viața celor care ca noi au ezitat, ca noi au șovăit, ca noi n-au vrut, ca noi s-au temut, ca noi le-a fost frică, ca noi au fost bajocoriți, ca noi au fost ocărâți. Noi vom avea slava lor? Dacă nu am luat lecțiile lor, e ca și când cineva vrea să dau de multe ori exemplul acesta,
E ca și cum cineva vrea să înveți o limbă străină până mâine dimineață. Nu se poate. Nu poți să zici crucea fără să mergi pe calea crucii. Și calea crucii este calea cuvântului care ne arată oameni care și-au luat crucea și o calea lui Hristos de la începutul lumii. Mielul răstignit de la întemeierea lumii. Au fost cei din vechime care au purtat chipul lui Hristos înainte de a veni Domnul Iisus în lume. Au fost cei din vremea Domnului Iisus și Domnul Iisus însuși. Și după Domnul Iisus suntem noi astăzi, care suntem mult mai privilegiați, că avem exemple. Noi nu avem motiv să zicem, apoi nu știu, că nimeni nu mai a fost pe aici. Nu avem cum ști. Avem cum ști foarte bine. Și cugetul nostru nu are argument să zică, nu vreau, că nu știu cum e. Știi cum e foarte bine. Pentru că toți acei oameni au fost supuși acelorași slăbiciuni ca și noi. Amin.